Agrii, povestea de succes pe care vă propun astăzi este a unei tinere familii din Șinteu care a pus bazele unei plantații de zmeură bio. Bogdan și Oana Lerescu au obținut 1 milion de euro din fonduri europene și au investit în cultura din solarii și din câmp. Plantele le-au adus tocmai din Italia și Olanda și au avut mână bună. S-au adaptat cum nu se poate mai bine și le-a priit aerul curat din vârf de munte. Anul acesta au adunat 4 tone de zmeură pe hectar, triplu față de anul trecut. În medie, undeva la 5 kg pe sezon produce o astfel de plantă. O cultură ecologică, într-adevăr, mult mai greu de întreținut decât o cultură în neconvențional, dar noi suntem foarte bucuroși că reușim să realizăm o astfel de agricultură și, practic, să oferim așa fructe sănătoase clienților noștri. Cu peisajele din munții Plopișului în zare, aer curat și vecinici colo, munca apare mai relaxantă ca oriunde. E vremea pentru cules roadele toamnei, zmeura aromată, cărnoasă și roșie bine coaptă, soiuri pe care Bogdan și Oana le-au adus tocmai din Italia și Olanda, cărora le-au priit aerul curat de munte. Fructele sunt încă foarte frumoase, deci după cum se văd mari. Aici avem fructele verzi, care urmează să se coacă până la începutul lunii octombrie. Și aici, dacă se văd, sunt flori. Deci planta încă are flori. Aceasta va produce probabil la sfârșitul lunii octombrie. După ce a muncit ani întregi în corporații din întreaga lume, chiar în India, Egipt sau Africa de Sud, Bogdan Lerescu și-a schimbat radical viața. Originar din Târgu Mureș, bărbatul și-a găsit liniștea împreună cu soția și cei doi copii la Șinteu, în Bihor. Resursele pe care le-am avut după o viață de muncă, le-am cam îngropat aici, sunt aici, în tot ce am construit, împreună, bineînțeles, și cu sprijinul fondurilor europene gestionate de AFIR. Și astăzi e nevoie să lucrăm foarte mult, agricultura are foarte multe riscuri, foarte mulți dăunători, mai ales în cultura organică, și e important să reușim să le ținem sub control. 1 milion de euro a obținut din fonduri europene, iar pe un hectar de teren au înființat o plantație de zmeuri, atât în solarii cât și în câmp, dar și una de alun pe alte 5 hectare. La cea de zmeuri în acest an, producția a fost una record. Am reușit să recoltăm aproape 4 tone anul ăsta până acum. Încă mai sunt fructe pe plante, nu foarte multe, dar e posibil să mai recoltăm câteva sute de kilograme. Am avut niște zile de foc în luna august, când am recoltat și 400 de kilograme într-o zi. Ne-a luat prin surprindere, s-au copt extrem de repede. Și a trebuit să facem față, să găsim toți vecinii disponibili să ne ajute să le strângem. Am reușit până la urmă și chiar ne bucurăm. Surplusul de fructe se procesează, iar în privința alunelor totul se va realiza în fabricuța pe care cei doi o construiesc din fonduri europene. Ne dorim să ajungem cu alune învelite în ciocolată, alune învelite în arome de chili, sare și alte bunătăți pe care le vom experimenta la fabrica noastră de procesare pe care acum o pregătim. Zmeura se vinde cu 40 de lei kilogramul. Dacă mai dăruire când faci un lucru, e ușor, nu e un lucru greu. Și e frumos, plăcut. Aici am găsit o tufă cu niște fructe deosebite, foarte, foarte frumoase. Dacă vedeți, e o dimensiune mare, fructul este mare, ferm, exact așa cum îl preferă clienții noștri. De multe ori, când suntem în târguri de producători, clienților nu le vine să creadă că fructele acestea sunt produse la noi, în România, și că pot fi atât de frumoase într-o cultură organică.